ziua și maniere bune. Adolescenții sunt întotdeauna în evidență prin comportament, gesturi ori vocabular. Este foarte important ca elevul să cunoască un cod al bunelor maniere pe care să-l respecte în viața de zi cu zi, însă și la școală. Cu toții știm că atunci când ajungem, trebuie să ne salutăm colegii, profesorul când intră în clasă, să nu vorbim niciodată neîntrebați, mai ales în timpul orei, și de fiecare dată să ne adresăm cu vă rog frumos. Cu siguranță aceste reguli ne sunt amintite zilnic de către profesori, însă este foarte important ca și părinții să le repete acasă. Specialiștii spun că impunerea unui cod al bunelor maniere ajută la formarea relațiilor amicale între colegi și, de asemenea, crește respectul de sine, dar și a celor din jur. Buna purtare este criteriul principal prin care elevii sunt clasificați ca elevi buni sau elevi mai puțin buni. Nu toți copiii înțeleg însă aceste reguli când le sunt transmise pur și simplu. Pe de o parte au nevoie de punerea lor în practică prin puterea exemplului, iar pe de altă parte au nevoie de repetarea acestora pe tot parcursul vieții până când ajung la maturitate. Un elev trebuie să salute politicos colegii atunci când intră în clasă. Bună ziua, colegi! Bună ziua, doamna profesoară! Mă scuzați că am întârziat. Un elev trebuie să salute profesorul ridicându-se în picioare când acesta se așează la catedră. Bună ziua, clasa 11-a! Bună ziua, doamna profesoară! Un elev trebuie să ceară permisiunea înainte de a folosi un obiect străin sau să meargă la toaletă. Unde totuși, Monica? La toaletă. Ar fi trebuit să-mi cer permisiunea. Îmi permiteți, vă rog, să mă duc la toaletă? Sigur, du-te. Un elev trebuie să țină ușa deschisă pentru o persoană care intră în sală, mai ales dacă aceasta are mâinile ocupate. Mulțumesc! Orice elev ar trebui să se comporte decent în recreație și să nu existe niciun fel de violență. Sper că v-am fost de folos și astăzi. Participați și la concursul nostru și puteți câștiga o tabără la mare în vara aceasta. Intrați pe pagina noastră de Facebook Școala TV Oficial, ori scrieți-ne pe școala.tv@gmail.com un clasament al bunelor maniere pe care tinerii ar trebui să le respecte în orice fel de situație. Până data viitoare, ai grijă la maniere!